Nota, te rog. Da, cash sau card? Card. Hei, hei, hei. Duelați-vă în altă parte. ING împlinește 25 de ani de când e în România. Cu ocazia asta i-am provocat pe băieți să se lupte în glume despre bankingul din trecut și viitor. Arăți de parcă în trecut ai scos de pe card de 5 ori 100 de lei pentru că ai crezut că ai comisionul mai mic decât la 500 de lei. În viitor, absolut toate tranzacțiile bancare o să se facă instant, nu de pe o zi pe alta. Ție o să-ți fie foarte greu să te adaptezi pentru că tu și la glume tot așa, te prinzi de pe o zi pe alta. Nu știu dacă știi, dar înainte comisionul nu era zero. Dar s-au gândit să-l facă zero pentru tine ca să nu fii trist la ambele retrageri. Aia banilor și aia liniei părului. Tu ești atât de ignorant că atunci când agentul imobiliar ți-a găsit apartament, ai insistat să plătești cu cardul ca să ai comision zero. Tu ești atât de naiv încât ai crezut că ordin de plată înseamnă să țipi la bancomat: îți ordon să-mi dai banii! În viitor nu o să mai meargă nimeni la bancomat să scoată bani. Practic, tu nu o să mai ai niciun motiv să ieși din casă. Plata natură din trecut mi se părea cea mai corectă. Eu dădeam 10 mere, tu îmi dădeai 10 pere, după care repetam tranzacția că tu știi să numeri doar până la 10. În viitor nu o să mai folosim deloc bani fizici. Când o să mai găsești vreo bancnotă uitată, de dor o să ți-o lipești singur pe frunte. Tu când ai aflat că ai comision zero la orice bancomat, te-ai dus și ți-ai băgat cardul în toate bancomatele ca să fii 100% sigur că ești falit. În viitor, toate tranzacțiile vor fi online, dar tu o să te încăpățânezi să folosești cash, asta ca să ai un pretext să te scui pe degete în public când îți numeri banii.